să mă recorim puțin. Ai păpușică. Nu e prea mult. Nu, niciodată. Uite că a este a șaptea carafă greierașilor. Mulțumim! O treci în cuantică. Aveți bani să plătiți? Avem, auzi, dar e cam goală. A, lasă, că... Nu ziceam de duduița, ziceam. Mă, ce-mi place mie să beau cu tine, mă, ce zic că pe bun. Băi, niciodată nu ne încercam. Niciodată nu ne încercam. Băi, auzi, dar ai mâncat ceapă? Nu, chifteluțe cu ceapă. Hai să treci. Mă, știi ce vreau să spun mai demult? Mă, tu și cât a evoluat lumea asta, măi, Georgica, mă, a plecat de la o bărcuță mică lumea și a ajuns la dita mai bărcoi, mă. Da. Mă, toner de doi, știință. Cel mai tare a inventat omul Titanicul. Tita mai bărcoi între bărci, vreau să-i spui. Mă. Îți dai seama ce frumos sună Titanic? Cel mai era titanul bărcilor. Titanul bărcilor? Păi dacă ajungea asta la Constanța, pe vremea aia, păi să știi că dădea toată apa afară și inunda Bucureștiul, Georgică. Păi îți dai seama, dacă ajungea el în Marea Neagră, dacă, bineînțeles, trecea de Bosfor și de Dardanele. Mai strâmb, acolo. Mai strâmb, așa. Și ajungea în Marea Neagră, păi să lăfăia în Marea Neagră, să plimba cum vrea mușchiul lui până toată Marea Neagră, că noi n-avem ghețari. Să se izbească. Noi avem mare primitoare, domnule, ospitalier. Ospitalier, mă, noi punem în românii gheața numai în șpriț, o punem. Așa e. Nu, îți spuneam de Marea Neagră, doar insula Șerpilor e mai adreacu pe acolo, dar aveți nimic, mă. Băi, intri pe acolo, n-ai nicio problemă, Marea Neagră. Băi, dar și filmul? Filmul? Cum a fost, mă, filmul? Cum a fost filmul? Păi l-am văzut de 5 ori și jumătate. Da. Că la jumătate n-am mai putut să plâng, nu am mai putut. Mă, da, Florica mea, nevastă mea. Băi, Georgică, tu știi, mă, de câte ori a plâns, mă vedea filmul și plângea, vedea că s-a uscat pe picioare, săracă, e slabă, așa, uite așa ești. E, da, eu știu de ce mai mult. Era îndrăgostită de actorul ăla, la blânduță, la frumușel, cu ochii verzi sau albaștri. Ca ai mei? Nu, că tu ai mâncat ceapă, nu. Nu, cum îl cheamă, mă? Cum îl cheamă? Robert Di Pacino. Nu. Îl cheamă Placebo Di Domingo. Auziți? Leonardo DiCaprio, băi, gușterilor. Ce te faci, bre, mataj, nici nouă gușteri, nici nouă gușteri. Lasă-l, mă, Petrica, în pace. Nu vezi că mai are un pic și se scufundă de tot? Lasă-l în pace. Auzi, dar altceva ce mi-am adus eu aminte de filmul. Muzica, Petrica, muzica, avea o muzică de mi se zbârlea pielea pe mine. Uite așa mi se zbârlea, uite și acum când mă gândesc, mi se zbârlește pielea, ia pune-mă. Mamă, dar ce, ca iglița e firul de păr. Dar și mie mi se zbârlea. Mamă, știi ce mi se zbârlea și mie? Fa, păi când o auzeam pe aia cum cânta, parcă era electrocutată. Cum era mai aia, cântăreața aia cu față de franțuzoaică și un fel de similea de-a noastră, mă. Un fel de similea. Cum o cheamă, mă? Stai că mi-aduc eu aminte. Simil Di Ion. Nu cheamă așa, o cheamă Sorin Di Ion. Băi, Selin Dion, popândăilor. Auzi, bre, ia vezi mata de udătura matale și lasă-ne supărarea noastră în pace. Hai să trăiești, Georgica. Așa. Salut, ce faceți, mă, gușterilor? Hai, noi să trecem, Vasilica, să trecem. Nu dați voi un vinișor? N-avem pahar. N-ai pahar. Vasilica întotdeauna e pregătit. Ai, de orice eventualitate. A venit pe pregătit acasă. Tura asta ți ajunge. Hai, noroc. Hai, noroc. Să trecem. Hai, Vasilica, noi vorbeam de Titanic. De ce? Auzi, nevasta lui Petrica, când l-a văzut, a plâns, dar a inundat 2 etaje la el la bloc. Ea crede că Caprio, actorul ăla, a murit de apă la plămâni. Da, așa crede și i-a zis, măi femeie, măi muiere, mă ăla trăiește bine, mersi, cu toate bagapoantele, pe toate țările. Da. Noroc că l-a făcut măsă, blond și cu ochii verzi, că nu mai pupa el Hollywood. De ce? Păi... Tu și Georgica, așa. Nu puteți să jucați voi, a? În filmul ăla, dacă erați blonzi și cu ochii verzi. Păi stai un pic, eu sunt blond și cu ochii verzi. Băi, ai mâncat ceapă. Chipseluțe. Mă rog. Na, vezi? Hai, am vrut să o luăm altfel. Mata, mai pui pe acolo, pe la Căminul Cultural, o poezie, o povestire, te pricep. Dar te întreb,
Nea Petrică ăsta, care nu vede nici scrisul la televizor, cum se ajungă prin ăsta actor? Adică ce, mă, sunt americani mai deștept decât noi români? Nu, nu sunt. A avut un Brâncuș? A avut un Eminescu? A avut un Bănel Nicoliță? Am văzut eu, mă, pe Discovery, cum se face actor peste zi, mă. Fără să fii. Cum? Da? Se poate așa ceva? Fii atent, Petrică. Tu repeti după mine, da? Mă faci actor? Da, te fac actor. Cum să mă faci? Ia, bagă melodie. Vasilică. Care mi-a dau tonul. Love you. Alo, melodia asta e din alt film, băi, cu goștucilor. Lasă să ne facem. Uite, repeti după mine. Da? Așa, da. Ia, mă, bag ușură. Te iubesc din tot sufletul. Și te voi salva de la elec, după ce voi salva cei 10.000 de pasageri de pe Titanic. Înnec și te salvez cu toți cei 10.000 de pasageri după Titanic. Hei, Titanicul n-a avut decât 2.227 de pasageri. Bă, papagalii, mă! Ce-i asta, mă? Nu știu, mă, cine e. Așa, după ochelari, eu cred că este scenaristul filmului. Fii cu ochii pe el, ca pe butelie. Așa, lasă-mă. Unde rămăsesem? Petrica, acum închipuieți că sunt fată. Da? Că... Da? Sunt fată. Te uiți la mine, da? Îmi faci cu ochiul și mă pupi. Băi, Vasilică, de pupa nu prea te-aș pupa, dar cu care ui să fac? Nu contează, cu amândoi, da? Și fii atent, te uiți și spui, așa. Toate cele 32 de bărci de salvare stau la dispoziție, iubita mea. Băi, Vasilică, care iubite, mă? Mă, ia-mă mai ușor cu asta, cu iubita ta. Da, în sfârșit, stau la dispoziție eu cu toate 32 de bărci de salvare după Titanic. Hei, alo! Titanicul n-avea decât 20 de bărci de salvare, băi, pițigoilor. Bine, ce să spun acum? Șefa? Da? Hai, adiu lui domnul scenarist 200 de coniace să ia o pauză. Da, să le lasă în pace. Să mai lase puțin în pace. Eh? Vedeți, mare șmecherie să fii actor. Așa. Și, domnișoara, marchează și la noi 3 coniace cu câte 2 iceberg-uri. Mari, 2 iceberg-uri mari. Să plătească așa. Ba, e posibil. Domnilor, v-am auzit cum discutați voi așa despre Titanic? Vai, și mi-am adus așa aminte de DiCaprio. Sărătcuțu! Câte apă timid el ca să o salveze pe Roze aia. Știi? Parcă mă văd pe mine așa cum vine un client și mă ia de aici, dintre iceberguri, și mă duce. Mă duce. Ușoară. Da. Mă bucur că vă pasionează filmul. Da. Permiteți să vă pun o întrebare. Spuneți. Ce ziceți? Puteam noi să jucăm în rolul lui Leonardo DiCaprio? Păi sigur că da, domne. Ia uitați ce simpatici, ce galanți sunteți. Și lăsați și bacșiș mult. Talentul se vede imediat, domne. Să rămână, mulțumesc. Mulțumesc că și dumneata puteți să joci rolul lui Katie Winslet. Ce să mai joc eu, domne? Uite, mai bine mă duc la clientul ăla de acolo. Eu te-l mâncat la mama ce seamănă el cu Brad Pitt. O să-l servesc. Așa e, da? Ați văzut? Păi nu v-am spus eu? Oricare din noi puteți să joace rolul lui DiCaprio. Păi da. Tu, băi, popândăule, în Titanic niciodată nu poți. Păi da, de ce? De ce? Pentru că Titanicul s-a scufundat, mă, n-a ars.